Bună ziua! Materialul acesta este un tutorial despre modul în care ne putem selecta sursele de pe internet. El se adresează elevilor, dar nu numai lor. Deseori elevii au de realizat diferite lucrări, proiecte referate, fișe biografice, situații în care trebuie să caute diverse surse pe internet. Sau, și mai bine, pur și simplu au o curiozitate personală din domeniul istoriei și vor să facă o mică investigație pentru a afla mai multe. Să presupunem că sunteți elevi în clasa 7-a și că primiți următoarea temă la istorie, și anume să faceți o listă cu 5 surse de informare despre viața lui Benito Mussolini. Sursele să fie în limba română și să fie incluse și predate profesorului într-un document Word. Este o temă pe care o puteți primi la lecția Cetățean și stat în democrație și totalitarism din unitatea 3, perioada interbelică. Dar, bineînțeles, ceea ce puteți învăța acum puteți folosi la orice temă, în orice clasă și, în general, în viață. Revenind la tema despre Mussolini, precizăm că lista de surse o puteți folosi ulterior pentru a face o fișă biografică sau pentru a afla mai multe despre regimul fascist din Italia. Dar tema vă cere să faceți strict o listă cu 5 surse, iar profesorul vă spune că trebuie să nu fie orice fel de surse, ci surse de încredere, ceva scris de istorici, de cercetători. Bineînțeles, internetul este cel mai la îndemână mijloc pentru a ne face treaba și tot mai mulți oameni apelează la acesta. Cartea în format clasic, tipărit, este și ea un mijloc foarte bun de informare, doar că ne este mai greu să o comandăm sau să mergem la bibliotecă și ne trebuie mai mult timp. Iar noi, cum bine știți, trăim într-o societate care ne obligă să facem lucrurile repede și bine. În plus, între internet și cărți nu există, de fapt, o incompatibilitate. Găsim tot mai multe cărți pe internet în format PDF. Haideți să ne întoarcem însă la tema noastră. Cum vom proceda? Mai întâi vom crea un document Word pe care îl vom include într-un folder, haideți să-i zicem școală, și să punem titlul documentului Word, temă istorie, surse Mussolini. Să o putem deosebi de alte teme pe care le mai facem, da? Îl deschidem și îl lăsăm așa. Acest document Word, îi punem un titlu, surse despre viața lui Benito Mussolini. Să facem fontul puțin mai mare. Da? Și, cum spuneam, avem pus aici 5 surse de pe internet despre viața lui Benito Mussolini. Cel mai bun motor de căutare este Google, așa cum bine știți, dar haideți să vedem cum facem să ne apară sursele în limba română, nu? Așa cum a cerut profesorul. Și atunci, o să scriem în bara de adrese adresa Google, dar cu terminația ro, de la română, limba română, și de asemenea, foarte bine ar fi să scriem, ca să avem un filtru în plus, Benito Mussolini română. Și ne apar 540.000 de rezultate. Chiar dacă am cerut surse în limba română, vedem că totuși în continuare, dacă mergem mai departe, da, vom avea și surse diferite în alte limbi, în engleză, în franceză, da? Bun, ne întoarcem la prima pagină cu căutarea noastră. Observăm că prima sursă din listă este pe enciclopedia digitală Wikipedia. Cum... Înainte de a deschide sursa, să ne gândim puțin cum le selectăm pe cele credibile, pe cele serioase, care sunt criteriile.
Trebuie să rețineți că un criteriu de bază este existența unor referințe, adică a notelor critice. Ce sunt acestea? Sunt trimiteri către lucrări de specialitate din care au fost culese ideile și informațiile. Un indiciu bun ar fi pentru o sursă de încredere și existența unei bibliografii, adică o listă de lucrări pe care autorul materialului le-a folosit pentru redactarea acestuia. Am deschis prima sursă care ne apare în limba română despre Benito Mussolini. Parcurgem puțin materialul. Oricum avem posibilitatea să apelăm la cuprins și să dăm aici direct la note. Și atunci verificăm dacă această sursă are referințe, cum spuneam, da? Adică note. Și, într-adevăr, sunt 33 de note, trimiteri către articole de specialitate și lucrări de specialitate apărute în limbi străine, cele mai multe, din câte observ. Bun, bibliografie nu are, ceea ce nu înseamnă că sursa nu e ok, deoarece are deja note, însă are trimiteri legături externe către alte articole pe care le putem folosi. Dar eu zic să revenim la căutarea noastră, de a copia link-ul Ctrl-C și de a-l pune ca primă sursă. Am verificat, este credibilă, nu? Este sursa cu numărul 1, să-i zicem noi, despre Benito Mussolini. Ne-am făcut până acum din această listă o sursă. Să vedem mai departe. Moartea lui Benito Mussolini. O să parcurgem de asemenea acest material și observăm că este neașteptat de mare. Avem note bibliografice, avem, sunt chiar mai multe decât la articolul de bază despre Benito Mussolini. Avem bibliografie foarte cuprinzătoare cu cărți, articole de ziar, reviste, site-uri web, foarte bună sursa. Am verificat-o, copiem link-ul și deja avem a doua sursă, da? Din lista noastră de 5. Să vedem pentru a treia sursă cum vom proceda. Ne întoarcem la pagina principală și nu mai avem surse Wikipedia, însă, iată, avem aici fața nevăzută a lui Benito Mussolini din revista Historia. Ei bine, trebuie să explorăm puțin fiecare sursă cu care ne întâlnim. Vom observa că Historia este o revistă. Ca mai toate revistele de specialitate sau de popularizare, ea are niște date care ne ajută să ne dăm seama. Este o revistă de încredere, este o revistă care, din care putem citi articole fără teama că vom găsi informații greșite sau idei greșite, pur și simplu. Și putem verifica și echipa de redacție a revistei, ca să ne dăm seama ce fel de istorici scriu acolo. Da, avem aici la sfârșit redacția. Și sigur, un profesor de istorie ar putea să vă ajute și să vă spună, da, este o sursă în regulă sau nu este o sursă în regulă. Întorcându-ne la articolul nostru despre Mussolini, vom observa următorul lucru. Nu avem note aici, în cuprinsul acestui articol, pentru a vedea dacă sunt sau nu note, mergem până la sfârșit. Și aici se naște întrebarea, ce facem? Punem ca fiind o sursă credibilă sau nu? Răspunsul meu pentru această întrebare este că da. Fiind noi
În învățământul preuniversitar, clasa a șaptea, nu avem neapărat nevoie de lucrări de specialitate, eu știu, lucrări de doctorat. Sunt în regulă și revistele de popularizare sau articolele de popularizare a istoriei, deoarece și acestea sunt scrise de istorici. Și atunci zic să luăm și acest link și să-l adăugăm la lista noastră, considerând că este o sursă bună. Să găsim acum și cea de-a patra sursă și mergând mai jos, vedem aici ceva care ține de limbă. Da? Verificăm fiecare sursă, ne învață această sursă cum să pronunțăm în limba italiană sau cum se traduce din italiană în română. Apoi avem aici o sursă, www.rfi.ro. Ei bine, deschidem și vom vedea că RFI este de fapt un post de radio foarte serios și că avem aici un articol destul de scurt ca mărime și încercăm să ne dăm seama ce e cu el, merită trecut, este un post de radio doar, da? Nu este o lucrare de specialitate, dar ne punem întrebarea, e implicat un istoric în realizarea acestui articol? Poate fi considerată o sursă? Haideți să vedem acest fapt. Radioul acesta are o rubrică, pagina de istorie. Da? Și să ne uităm puțin ce fel de articole mai sunt aici. Și observăm că sunt foarte multe articole de istorie. Deci nu avem o apariție sporadică. Nu a fost lovit cineva de inspirație și într-o zi și a spus hai să fac un articol despre Benito Mussolini. Nu, avem foarte multe articole despre istorie și atunci asta înseamnă că acest post de radio neapărat are și un consultant, un profesor de istorie care să redacteze textele, care să avizeze conținutul științific al acestui material. De fapt, înseamnă Radio France International și, cum spuneam, este un radio, un post de radio serios, orientat spre știri, spre actualitate, viață politică, economică, socială. Deci avem și o sursă audio. Cu ocazia asta am descoperit că putem să și ascultăm. De ce nu? Dacă unii elevi au probleme cu vederea, de exemplu, poartă ochelari și este contraindicat să citească mult, pot să și asculte. Da. Concluzia mea este că merită și această sursă să fie inclusă în lista noastră și mai avem una singură de identificat. Ne întoarcem la pagina principală și mai jos vedem aici un greenlane.com, istorie și cultură, biografia lui Benito Mussolini, dictatorul fascist al Italiei. Să vedem ce-i cu acest articol. Bun. Și observăm că sunt unele informații. O poveste de fapt despre fascism, marșul asupra Romei, relația cu Hitler, al doilea război mondial. Sunt inserate și materiale video, dar însoțite toate de reclame. Iar ca surse sunt trecute aici două surse. Da? Două lucrări. Păi, fiind un articol bazat pe două lucrări scrise de istorici, foarte probabil,
O să zicem da, și aceasta este o sursă. O copiem și nume și prenumele, data și considerăm că putem preda acest material profesorului și că ne-am făcut tema. Sper să vă fie de folos tot ce am făcut împreună astăzi. La revedere!